Bună ziua, bine v-am regăsit la o ediție a emisiunii noastre, Evenimentul Istoric. Zilele următoare va fi lansată o carte excepțională, după părerea mea, 23 august 1944, Legende și adevăr, controverse și evaluări. Autorul, coordonatorul acestei lucrări este invitatul nostru de astăzi, domnul conferențiar universitar dr. Gavril Popa. Vă mulțumesc foarte mult. Gavril Preda. Domnule, greșești și cu... mi-aduce aminte să nu te bazezi niciodată pe memorie, joacă feste. Păi dacă îți joacă feste ochii când ai sub ochi ce trebuie, da. Vă rog să mă scuzați. Domnul conferențiar universitar dr. Gavril Preda, cadru universitar la Institutul Petrol și Gaze Ploiești. Această carte va fi lansată în data de 19 august, normal, cu câteva zile înainte de 23 august. O lucrare extraordinar de interesantă. Am răsfoit-o, nu pot să spun că am citit-o rând cu rând, am citit-o în diagonală. Conține lucruri noi. Conține niște lucruri în premieră. Am aflat cu ocazia asta că în urmă cu 17 ani a avut loc un colocviu, un simpoziu științific la care au participat cei mai ilustri istorici ai momentului, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, să-i odihnească Dumnezeu, care au discutat momentul, actul de la 23 august, și au venit fiecare cu viziunile, dar nu numai atâta, că de viziuni suntem plin prin România, au venit cu date absolut senzaționale despre acest moment istoric, 23 august 1944, care mie cel puțin, unele dintre ele mi-au schimbat perspectiva asupra ceea ce s-a întâmplat atunci. Eu știind, nu sunt istoric, fiind intoxicat cu istoriografia comunistă, cu insurecția națională, împotriva, așa, la, o chestie unde noi știam că gărzile patriotice ale Partidului Comunist Român i-au dat cu roțile în sus pe nemți și uite, asta a fost actul de la 23 august. Domnul profesor, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Și vă mulțumesc frumos că ne-ați ales pe noi să publicați lucrarea dumneavoastră în editura Evenimentul și Capital. Ce a fost la 23 august, domn profesor? Înainte de a răspunde, și o să încercăm să vorbim despre 23 august, aș vrea să fac câteva precizări. Eu sunt coordonatorul acestui volum. Am spus, poate coordona lucrarea. Volumul include în sine o parte din cele mai... reușite, cel mai strălucite comunicări prezentate la un simpozion organizat în 2005 la Ploiești, de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Societatea Culturală Ploiești Mileniu 3, o societate cu mari realizări în domeniul culturii prahovene și nu numai, și la care tema simpozionului a fost 23 august în Prahova. În zonă. Da. Dar... prin asta prezent... a fost pretextul. Pretextul, corect. Da. Dar prin prezența unor străluciți istorici ai României, da. Florin Constantiniu, Spânu, Buzatu, Chipăr, Scurtu, Țăranu, Ion Chipăr, Ioan Scurtu și alții, Aurel Pentelescu, Alin Spânu, Petrică Opriș și alții care au fost prezenți la acest simpozion și care a reprezentat una din primele abordări dezinhibate, dezideologizate asupra actului la 23 august după 1990. După 90 și a marcat un moment de cotitură din perspectivă serioasă, științifică, istorică, un moment de cotitură în înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat la 23 august. Da, a fost un moment important, o manifestare reușită din punct de vedere științific, istoriografic, prin calitatea
opiniilor și a punctelor de vedere prezentate atunci de către partii. Și a informațiilor, sau poate eu am descoperit multe informații noi, fără să fiu totuși deținătorul tuturor informațiilor despre 23 august până la acel moment. Este și greu să afirme cineva că este deținătorul tuturor informațiilor din câteva puncte de vedere. În primul rând, despre 23 august este o literatură extrem de bogată. Profesorul Buzatu inventariase la un moment dat circa 10.000 de titluri. 10.000 de titluri? 10.000 de titluri, dintre care circa 1.000 de cărți de specialitate care tratau evenimentul, circa 1.500 de cărți dedicate celui de-al doilea război mondial cu capitole importante asupra evenimentului, plus vreo circa 1.700 de articole și studii pe document, pe evenimente, la care se adăugau circa 4.000 de alte lucrări referitoare la evenimentele respective. Deci, în istoriografia românească și străină, la momentul anilor 2005-2007, profesorul Buzatu discuta, inventariase circa 10.000 de lucrări. De lucrări, nu ar trebui să ne mire. Da. Despre al doilea război mondial sunt publicate peste 1.000.000 de lucrări. Da. Și cam 20.000 de lucrări anual apar despre acest fenomen istoric care a marcat fundamental istoria omenirii în secolul trecut. Deci, este firesc ca un eveniment politico-militar, cum a fost 23 august, să suscite foarte mult interes și mai ales pentru că abordarea asupra sa a fost foarte puternic ideologizată, politizată. E firesc. Acum, în această literatură istorică despre 23 august, întâlnim două mari perspective. Una a celor care au înfăptuit evenimentele, deci care au pregătit și realizat actul politic la 23 august, lovitura de stat, că discutăm de o lovitură de stat, indiscutabil. Deci vorbim despre lovitură de stat? O lovitură de stat. Nimic altceva. Da. Și contestatarii. Când discutăm despre cei care... Stați un pic, contestatarii, din ce perspectivă? Din ce perspectivă? Care contestă inutilitatea. Faptul că actul la 23 august a provocat mari daune și de servicii poporului român. Și aici avem susținătorii mareșalului și o parte din legionari, dar și alți istorici. Deci, cei care au înfăptuit actul la 23 august, au căutat, din perspective și din motive partizane, să-și asume paternitatea actului. Da. Și avem paternitatea care în cultura românească și în opinia publică românească a fost dominată de perspectiva Partidului Comunist, care s-a menținut la putere din 47 până în 89 și care a confiscat din punct de vedere istoriografic, științific, cultural, literar, acest eveniment. Și l-a tratat în conformitate cu ideologia și interesele. Dar nu numai ta, și mințind sfruntat. Și falsificând. Vă aduceți aminte cu certitudine, eram școlari, eram studenți, eram ce eram și eram duși la Muzeul de Istorie al Partidului Comunist Român, unde alături de perioada de ilegalitate care era prezentată, așa era momentul 23 august, unde nouă școlarilor ni se spunea că momentul ăla a fost înfăptuit de Partidul Comunist Român, că nemții au fost aruncați din București și după aia din țară de gărzile patriotice și că regele Mihai era și el pe acolo. Da. Deci, ca să ne înțelegem foarte clar, de câte ori politicul se apropie de istorie, o falsifică și o mitizează transformă în propagandă. O transformă în propagandă. Deci, lucrul acesta s-a întâmplat în ceea ce privește abordarea și perspectiva Partidului Comunist. Au fost și alte, ceilalți participanți, vorba de partidele istorice, Partidul Țărănesc, Național Țărănesc, condus de Iliu Maniu, Partidul Liberal, condus de Constantin Bebe Brătianu, Partidul Social Democrat, Titel Petrescu și un personaj important în această ecuație a mai fost și regele Mihai. Pentru că fără de care nu s-ar fi putut întâmpla. Da, pentru că a avut un rol important, indiscutabil, pentru că în jurul său s-au coalizat partidele și de fapt adversarii mareșalului.
Și aici intrăm într-o discuție care încă nu și-a găsit răspunsul. Sunt multe lucruri clarificate referitoare la 23 august, dar sunt încă multe lucruri care încă nu avem o perspectivă foarte clară. Cam care ar fi ele? Principalele? În primul rând, nu știm în ce măsură actul la 23 august a fost cunoscut și a avut informația asupra lui și poate și într-un fel a fost supervizat, ci mai degrabă observat de către sovietici. Noi, în general, privim raporturile dintre România și Uniunea Sovietică în timpul celui al doilea război mondial numai din perspectiva aceasta a confruntării de pe front. Mai puțin în istoriografia românească este prezentat conflictul în planul informativ al luptelor din serviciile de informații. Eu mi-am pus de multe ori întrebarea. Dacă sovieticii, în al doilea război mondial, au reușit prin Orchestra Roșie să aibă o agentură în inima OKV-ului german și să primească informații chiar din momentul deciziilor fierbinți, da. Din momentul deciziilor strategice luate la cel mai înalt nivel și cel mai important să ajungă la Moscova chiar în timp util, uneori înainte de a ajunge la comandamentele germane de pe frontul de est. Dacă sovieții au reușit să aibă informații la zi despre proiectul atomic american, dacă au reușit să știe despre decizia strategică a Japoniei de a nu ataca Uniunea Sovietică, pe Sorge, celebru spion, oare chiar așa s-au împotmolit pe malurile Dâmboviței și n-au știut nimic ce se întâmplă în București? Acum, istoria ne arată că au avut și mare eșecuri, adică n-au aflat de niște lucruri pe care chiar că ar fi trebuit să le afle. Cum ar fi prăbușirea comunismului? N-aș fi atât de sigur. Da, sigur că Gheorghe Brătianu spunea, putem vorbi de istorie, despre evenimente istorice cam după 50 de ani de la producerea lor, din două motive. În primul rând, aspectul emoțional al participanților, al celor care au trăit evenimentul, se decantează, trec emoțiile și începe să devină... Și trece înainte factorul obiectiv. Factorul obiectiv și al doilea, încep să apară documentele de arhivă care ne ajută. Se desecretizează. Se desecretizează. Deci, despre prăbușirea comunismului din 89, nu o să fim încă noi... Încă nu știm. N-apucăm noi. Dar vor fi niște surprize uriașe. În mod cert. De aceea spun că noi despre 23 august încă nu avem elemente esențiale. Nu ne dau rușii acces la arhive? Au solicitat istoricii români? Nu mai știu. La nivelul raportului de astăzi între România și Rusia e foarte complicat. E adevărat. Este foarte complicat. Eu știu despre discuție, despre stagiile de cercetare făcute în arhivele ruse de profesorul Bozatu, de academicianul Florin Constantiniu, de profesorul Scurtu, de profesorul Ioan Kiper, mai recent că merite importante are Ilie Schipor, care a reușit să aducă în țară dosarele la zeci de mii de soldați căzuți la Stalin. Un efort uriaș pentru acest istoric român. Deci, aceste personalități istorice, prin girul lor științific, profesional și calitatea și obiectivitatea științifică, au avut și acces la arhivele sovietice. După ei nu prea știu. Avem și un gol, să spun așa, de specialiști pe spațiul rus. Și prin necunoașterea limbii, și printr-o anumită abordare din aceasta de respingere a planului cultural, a planului științific al colaborării, care nu e benefic. Este benefic. Nu e benefic științei, fără discuție. Științii vorbesc. Și atunci, avem, să nu uităm că toată arhiva de la președinția Consiliului de Miniștri a lui Antonescu a fost luată de ruși. Noi avem câteva zeci de dosare în România. Foarte puține. Arhiva SSI-ului, care este esențială. Citeam niște memorii, niște anchete făcute sau
ceea ce a declarat sub anchetă Gheorghe Cristescu, Eugen Cristescu, șeful serviciului, șeful serviciului de informații, da. Gheorghe Cristescu, fratele acestuia și cu un rol foarte important în serviciul de informații, SSI-ul, de asemenea Traian Borcescu, care e șeful contrainformațiilor și care a fost unul din cei care, după cum declară el, a acoperit acțiunea complotiștilor și n-a dat informațiile mai departe. A acoperit-o informativ. Da, da. S-a lăudat că meritele realizării actului de la 23 august se aparțin lui. Deci sunt niște... Da. Am citit acum, dacă este să ne luăm după unul... Bine, sunt declarații. Sunt declarații, așa e. Nu sunt... Subiectivismul lor. Da, dar, da, da. Repet, nu avem documente foarte importante... Că să ne dea certitudine. Acolo. Da. Nu avem acces la multe documente foarte importante de la britanici, din arhivele britanice, cum și din cele americane. Deci încă sunt arhive cu informații foarte importante despre pregătirea, despre contactele dintre opoziție și aliați, dintre emisarii mareșalului Antonescu și aliați. Pentru că au fost contacte la Berna, la Madrid, la Stockholm, la Lisabona, la Ankara, în care trimișii diplomatici ai guvernului Antonescu tatonau. Dar era firesc, pentru că, să fie foarte limpede, după Stalingrad, după ce a pierdut bătălia de la Stalingrad și Germania a pierdut inițiativa strategică pe frontul de est, era clar că Germania... Da, din momentul în care a început contraofensiva. Da. Da. Deci, după 43, era clar. Și atunci, în mod firesc, elita politică românească, fie opoziția, fie guvernul... A apărut întrebarea românească, ce facem fetelor? Dar era de făcut, era clar, era normală, pentru că intrasem... Noi trebuie să fim foarte clari. Am intrat în războiul împotriva Uniunii Sovietice pentru că am avut motive juste. Ne-a fost răpită Basarabia și partea de nord a Bucovinei. Agresorul în raportul româno-sovietice au fost sovietici. Ei, la 28 iunie, ne-au reșluit din teritoriul național. Eu ca amator, nu prea înțeleg, sigur, pierdusem teritoriile, dar pierdusem niște teritorii și din cauza aliatului Hitler. Aici vă spun, înainte de a răspunde la această observație a noastră, există o lucrare a lui Gheorghe Buzatu, 23 august 1939-1944, Proba Bumerangului, în care face o demonstrație cu argumente foarte consistente și în spatele argumentelor sale sunt vreo câteva sute de documente pentru prima dată aduse în circuitul istoriografic românesc, din arhive sovietice, din arhive britanice, arhive americane și românești, care pun într-o relație cauze-efect ceea ce s-a întâmplat de la 23 august 39 până la 23 august 44, până la conferința de pace, când România iese țară învinsă și ciuntită teritorial. Acum, domnul profesor, eu sunt conștient că să te joci așa cu istoria asta contrafactuală, ce ar fi fost dacă, nu poți reuși decât o polemică îndoielnică. Inutile, sigur. Inutil. Și așa, care poate să fie interesantă numai la o cafea sau la o bere. Altă valoare cel nu mult are. Îmi povestea un ilustru personaj care m-a onorat cu simpatia lui, scriitorul Titus Popovici, Dumnezeu să-l odihnească, care sigur ajunsese să fie un semi-demnitar așa de partid, mai mult din comoditate, omul era ceea ce se cheamă un bon viveur, dar cu vâna de scriitor la el. Atunci el știa niște istorii dintre astea senzaționale, absolut senzaționale, am aflat de la el niște chestii extraordinare și nu le umfla, era un om serios. Una dintre ele a fost o dezvăluire absolut stupefiantă. Eu am și scris în revista noastră, în evenimentul istoric, povestea legionarilor căzuți la Mahada Honda. Moța, Marin și ceilalți. Ei au fost omorâți în urma unui bombardament dintre ăsta de artilerie în tranșea de la Mahada Honda, de bateriile de tun comandate de Walter Roman. Da. Și îmi povestea o chestie, vedeți, și vâna de scriitor. Și îmi povestea, zice, m-am dus la spital, la Walter Roman, la Elias, era pe moarte. Și zice, și am deschis subiectul ăsta cu el așa. Și îi părea rău, a vrut să iasă repede din subiect așa, și trăgeau concluzia aia de scriitor bun, că era un mare scriitor, Titus Popovici.
zice, uite cum este când vine bătrânețea peste om și înțelepciunea. Nu mai contează taberele politice, nu mai contează. Părea jenat de faptul că el e autorul a ceea ce a fost acolo. Dar asta a fost o scurtă paranteză. Îmi povestea de momentul când Ana Paucăr, după momentul 23 august, a sosit la aeroportul Băneasa și nici nu coborâse bine de pe scara avionului și l-a admonestat pe Gheorghe Iudeș. Și ce ați făcut, Ghiță? V-ați înhăitat cu regele? Bun, din discuțiile care au urmat, repet, astea nu sunt niște informații care să aibă o valoare istorică de nezdruncinat. După momentul ăla, reproșurile ar fi fost și mai puternice. Se pare, concluzia mea din discuțiile astea pe care mi le-a relatat Titus Popovici, că pe Stalin l-a iritat foarte tare, ori l-a iritat, poate și pentru că nu a știut, l-a iritat foarte tare chestia asta, mai ales că el a fost și nevoit să-l decoreze pe rege cu orice victorie. Victoria. A fost un gest politic. Pentru aliați. Exact, nu pentru el. Era una din întrebările mele, dar ați răspuns deja la ea. Rușii știau? Ați răspuns deja. Dumneavoastră bănuiți că e greu să nu fi știut. E greu? Da, le-a convenit totuși? Că i-a întârziat un pic comunizarea României. Vedeți, intrându-i pe un teren alunecos. Ce se întâmplă? Actul de la 23 august era pregătit în sensul că armistițiu. Era soluția de rezervă acceptată în ultima instanță și de Antonescu și de Mareșal, exact. Și de Antonescu și pregătită și de opoziție. Acest lucru știau și sovieticii și britanicii și englezii, și americanii. Evident că fiecare din aceste mari puteri avea propriile interese pe spațiu. Nu trebuie... Ori să ieșim, ori să rămânem. Da. Da. În axă. Ceea ce trebuie iarăși înțeles este că deja sud-estul Europei și centrul Europei tacit fusese acceptat să intre sub controlul sovietic, sub forma guvernelor prietene. Să nu uităm că în 43, la Teheran, discuțiile cele mai foarte serioase au fost problema țărilor vecine pe frontiera de vest a Uniunii Sovietice. Da. Ce când s-a discutat despre guverne prietene, da, nu s-a pus problema comunizărilor, ci a guvernelor prietene. Unor guverne care să nu fie ostile Uniunii Sovietice. Sub pretextul că să fie un tampon. Evident, da. E glacisul sovietic. Este teama lor totdeauna de a-și avea granițele asigurate. Orice mare putere are această perspectivă. Vin de la romani. Romanii nu plăteau federațiilor barbarilor să nu-i atace. Da. E nimic nou sub soare. Nu e nimic sub soare. Dar în pregătirea actului, care a fost neșansa totuși a noastră, că aliații au primit informații de la cele două table aflate în competiție. Și de la opoziție și de la guvernul oficial. Românește 100%. Și da, în cazul acesta n-a fost avantajos pentru noi. Al doilea aspect. Pentru sovietici, nu știm care era proiecția sovietică privind România. Nu știm, nu avem informații. De aceea vă spun că noi încă nu avem accesul la niște documente importante la nivelul cel mai înalt din ierarhia militară și politică sovietică din anii respectivi, ca să înțelegem care era poziția. Dar, în schimb, avem multe informații despre întrebările pe care le puneau la anchetele pe care le făceau cu ofițerii militari, dar, mă rog, în principal ofițerii care îi capturau, îi luau prizonieri sau care dezertau la ei. Nu că așa s-au format două divizii de dezertori. Și dezertori. Cum? Păi locțitorul politic al diviziei Tudor Vladimirescu a fost locțitorul politic al diviziei până pe la jumătatea anilor 60. Cam prea? Nu. Altul, nu i-aș da numele, că a fost vecin cu mine în bloc. Locotenent și colit în Germania, ofițer în armata română, care dezerta la ruși. Au fost și mulți dezertori. Din anchete, din întrebările pe care le erau puse,
poți să deduci că ei se pregăteau să ocupe România, dar nu numai să o ocupe, să o și stăpânească. Îi cereau, de exemplu, îi cereau detalii biografice despre scriitori, despre profesori universitari, despre muzicieni, adică se duceau cu cunoașterea în zona unde se vedea intenția de a stăpâni. Eu am citit în arhivele militare niște dosare legate de activitatea de recrutare și de informare a serviciilor germane în România. Eram aliați cu ei. Și am văzut fișele pe care agenții de influență germani sau chiar cei din rezidențele germane trebuiau să le completeze referitor la personalitățile din România. Vreau să vă spun că însumau Acești. De informații, de date. Așa că nu e nimic nou ceea ce făceau sovieticii. Păi și intențiile, și intențiile Germaniei erau tot de stăpânire, de colonizare. Deci lucrurile, clar că sovieticii aveau dorința de a reveni în centrul și sud-estul Europei. După eșecul, după prăbușirea Imperiului Țarist și Revoluția Rusă din 1917. Pentru că, dacă privim la un plan geopolitic global, ce constatăm la începutul și la sfârșitul și al doilea război mondial? Că sovieticii au negociat revenirea lor în centrul și sud-estul Europei, prima dată cu germanii, tratatul de prietenie și neagresiune din 23 august de Molotov și Ribbentrop. 39, Ribbentrop, Molotov, 39, da. Prin care, ce au făcut? Au desființat statul polonez, au înglobat Republicile Baltice în Imperiul Țarist, au revenit fostele gubernii în Imperiul Țarist, Basarabia și partea de nord a Bucovinei, iarăși foste, numai Basarabia, Imperiul Țarist, Bucovina a fost în Imperiul Ungar. În Imperiul Ungar, da. Așa? Le-au cerut de la nemți și nemții au fost de acord cu ei. Care a fost legitimitatea acestor acțiuni? Zero. Dar să nu uităm că același țar roșu, Stalin, în 10-11 octombrie 1944, în timp ce savurau un coniac și o tartă cu icre negre și fumau unul trabuc și unul pipă, vorbesc de Churchill, au făcut celebrul procentaj în care iarăși au șervețelul. Deci, zeci de milioane de români, de polonezi, de unguri, de cehi, slovaci, bulgari, sârbi, greci, au fost considerați de Churchill nimicuri. Au fost livrați. Livrați, dintr-o parte, într-o alta. Deci, dacă privim acest plan, ce să sesizăm? Capacitatea rușilor de a negocia cu oricine pentru a-și rezolva interesele geopolitice în acest spațiu. Deci România clar era vă mai dau un argument care mi-a părut extrem de edificator privind la referitor la întrebarea dumneavoastră. În discuțiile din 12-13 noiembrie 1940 de la Berlin, dintre Molotov cu Hitler, când se discuta, deci discutăm în 1940, după ce Franța fusese șteasă din Europa ca putere militară decretă în Germania, Anglia era sub asediu în bombardamentele. Așa? Ce se negocia la Berlin? Dacă Rusia sovietică intră în pactul Comintern. Ironia soartei. Da. Deci rușii negociau cu nemții și cu italieni și cu japonezii reîmpărțirea lumii. Nu s-au înțeles pe două spații. Unul a fost spațiul românesc. Una din nucile pentru care nu s-a înțeles, unul că tare, a fost proiecția sovietică și germană asupra spațiului românesc. Pentru că rușii, spune Molotov acolo, Bulgaria se află în interiorul grațiilor de securitate ale URSS. Textual am citit textul și este documentul publicat în Foreign Office, în poliție, în arhivele, l-am și acasă documentul, arhivele britanice. Deci România unde se afla? E clar în această zonă de interes maxim al Uniunii Sovietice. Și atunci, dacă era acest interes maxim, oare serviciile sovietice nu monitorizau tot ce se întâmpla în România? Da. E greu de presupus. Greu de presupus. Greu de presupus. De aceea spun că încă nu avem foarte multe elemente clare, certe despre 23 august. Acum, domnule Sur, cât am spus eu că suntem oameni serioși și că nu ne jucăm cu istoria contrafactuală, totuși, așa, într-o ordine logică și de atâta cât se poate hazarda un universitar istoric,
Ce ar fi fost dacă am fi încercat cu o treime din teritoriu deja pierdut un statut de neutralitate? Când? În 1939? 39, da. Ce ar fi fost dacă am fi jucat cartea sârbilor? Era imposibil. De ce? Serbii au putut. Cum au putut? S-au dus peste ei, știu. Planul pedeapsa, da. Operațiunea deci pedeapsa. Da. N-am reușit, pentru că proiecția geopolitică dintre ruși și nemți, dintre Hitler și Stalin, era clar fiecare care ieșea partea lui de tort din Europa și o folosește. Era indiscutabil. România nu putea să rămână. Pe 23 august 1939 este semnat acest tratat între sovietici și germani, da? Treia Reich și Rusia sovietică, și pe 24 august Hitler îi scrie lui Mussolini despre reușita și o considera o mare victorie diplomatică a Germaniei și spunea: una din cele mai importante realizări este că România nu va mai putea lupta niciodată împotriva noastră. Deci atât de important rol avea România în proiecția geopolitică germană. Păi aveam un rol foarte important, dar Hitler ne-a ciuntit țara. Tocmai de aceea, pentru că ne-a ciuntit țara și și-a câștigat doi aliați, Ungaria și Bulgaria. Am înțeles acum. Da. A câștigat doi aliați. Da. Deci, să înțelegem foarte clar. Da. Și a făcut-o pe România dependentă de Germania. Da. Promițând românilor că va reveni asta. Se va reveni. Decizii, da. Ceea ce le spunea și ungurilor. Da. Când ungurii cereau tot Ardealul și aveți răbdare. Da. Și a fost acea încercare de a ne aduce într-o ambuscadă extrem de periculoasă, când a oferit Transnistria României, da. Ceea ce da, a refuzat categoric. Da. Bine, căuta... Hitler ne invita și să luăm banatul sârbesc. Evident. Când a atacat Iugoslavia. Pentru că atunci când au atacat Iugoslavia, au atacat-o și ungurii. Da. Au atacat-o și ungurii. Banatul ungurii. Au luat, da. Deci au atacat și ungurii și au rășurit o parte din teritoriul iugoslav, și bulgarii care și au luat, și italienii, și nemții. Exact, deci, serbii au fost atacați de patru țări. Sigur că exact ce ne invită Putin acum pe noi, pe români, pe unguri, pe polonezi, să hăcuim Ucraina. Metodă consacrată. Nu e nimic nou sub soare. Una din marile mere nedumeriri, ca să spun așa, este această memorie istorică foarte scurtă a popoarelor. Unele popoare chiar cred că n-au memorie istorică. De ce? Lipsa memoriei istorice duce la repetarea greșelilor. Erorilor, sigur că da. Dar nu istoria se repetă, greșelile se repetă. Acum nu e vina popoarelor, e vina școlii. Este vina școlii pentru că am scos istoria din școală. Exact. Da. Ce nevoie au românii de istorie? Mare, da. N-au deloc nevoie de domnul. Păi nu, că ești colonie, da. Da. Ești colonie, nu ai nevoie de istorie. Nu trebuie istorie, da. Ceea ce e periculos este că elita politică, elita culturală, elita științifică și economică a țării este la fel de ignorantă în probleme fundamentale legate de destinul și viitorul unei națiuni. Da. Deci elita nu poate să fie decât la fel de ignorantă ca și masă. Da, da. Și lucrul acesta se vede. Da. Este surprinzător pentru mine un alt aspect. Că nu înțelegem ca oameni, totuși cu acces la informație, un lucru elementar în politica lumii. Marile puteri au interese permanente. Și v-am făcut demonstrația mai devreme. Da, domn profesor. Atunci, dacă înțelegem, dacă știm lucrurile, de ce nu învățăm Nu avem cum să învățăm, pentru că la tinerețe, ca să mă înțeleagă cei care se uită la noi, că totuși nu e o emisiune pentru profesori universitari. Nu vreau. Din păcate, toate popoarele au generațiile tinere. Da. Și generațiile astea tinere sunt foarte ușor de prostit. Și eu am fost tânăr și am fost prost. Mă regăsesc în acest Dom'le, vii și le spui. În anii 50, uteniștilor și uteciștilor, prietenul de la răsărit, Uniunea Sovietică, tătucul popoarelor sunt minunați. Ei au crezut. Se duceau pe șantierele alea, hei, rupa. Au venit anii 90.
iarăși le-ai spus tinerilor ce? Băi, bunicii voștri aștepta pe americani, sunt minunați. Ăștia tineri cred. Doamne, trebuie să ajungi la un anume scepticism. Ori asta nu poți să-l atingi decât la o anumită vârstă. Și la o anumită vârstă dacă și citești până la vârsta aia. N-ai ce face. E un fenomen obiectiv. Nu, este un fenomen. Da, pe de o parte este un fenomen obiectiv, pe de altă parte nu putem să abandonăm un lucru esențial, că l-am discutat mai devreme. Calitatea învățământului. Absolut. De acolo, acolo se înnoadă toate. Deci, eu am stat și de multe ori m-am uitat la evoluția noastră din modernitate, de la pașoptiști încolo, de la generația pașoptistă, generația eroică, cea care a realizat prima unire și tot. Întemeiați pe carte. Da. Care a spus un lucru esențial. Ridicarea țăranului român și a țării române se va face prin cultură, prin carte. Absolut. Păi am avut noi ignorăm cultura și învățământul. Sigur că da. Suntem și împinși către a ignora. Am avut, dar chiar nu avem niciun fel de ne lipsește numai coloana vertebrală. Deci este un minim de înțelegere. Și tresările aia, istorică aia românească. Am avut un profesor de istorie în liceu, fie odihnit, Marinescu. Poreclisem leu. Era ca un leu, era un arțăgos, așa, un deștept. Știa carte de rupea pământul. El, invariabil, jumătate de oră discuta cu noi ce era în manual și după aia jumătate de oră nu avea curajul și dăruirea de a discuta cu niște copii în formare. Nu, unii am fi putut să povestim pe acasă. Domnul profesor, mie nu venea să cred când îl auzeam, lui taică, nu-i venea să credă când îi povesteam. Istoria pe bune. Eu de la el am auzit că Polonia a fost hăcuită concomitent de Hitler și de Stalin. Eu am crezut că e nebun. L-am întrebat pe tata acasă. Tata, ofițer, inginer, dar pasionat de istorie. A, da. Atunci am auzit și eu de pactul Ribbentrop-Molotov. Vin să întăresc ceea ce a spus. Cartea, dascălul, profesorul ăla care îți deschide mintea, care îți devine model. Nu prea mai avem așa ceva. Domnul profesor, haideți, domnule, să sfâșiem un pic așa, să alungăm la coșul de gunoi mitul ăsta cu Partidul Comunist Român în evenimentele, în lovitura de stat de la 23 august. Domnule, a avut vreun rol? Și dacă da, rolul lor s-a redus doar la Lucrețiu Pătrășcanu și la intelectualii din Partidul Comunist Român? Sau au fost ăla? Au existat gădălea, gărzi patriotice de alea care se luptau cu nemții? Eram student în Academia Militară și în 1984, da? Și unul din profesori, noi vorbeați de profesori dăruiți, și unul din profesorii mei, Dumnezeu să-l ierte, Emil Bătulescu, își pregătea o teză de doctorat referitoare la mișcarea muncitorească din România într-un segment din perioada interbelică. Și avea acasă două volume roșii, copertă roșii. Scria pe așa, istoria Partidului Comunist Român. Ducându-mă, eram apropiat, m-a simpatizat foarte mult și pasionat de istorie. Și zice, ia citește-mă. Și deschide acolo și citesc. La 23 august 1944, Partidul Comunist Român avea în jur de 1000 de membri. Da, 1120. Deci dacă spunea asta pe atunci, te cam arestau. Da. Dar omul acela mi-a dat accesul la documente și la lucrări, să citesc și să înțeleg. Și mi-a spus, ți-au gâtul dacă vorbești. Da, clar, aici rămâne. Le citești și taci din gușine să înțelegi. Da, să înțelegi, da, pentru că asta era fondul problemei. Profesorii ne-au învățat să înțelegem. Profesorii care am avut. Da. Și fac chiar și o paranteză, am avut șansa să trăiesc lângă Florin Constantinu, lângă Gheorghe Buzatu, lângă Scurtu, lângă Ioan Chipăr, oameni la care am învățat enorm. Da, discuțiile purtate cu aceste personalități au fost excepționale. Plus că puțină lume știe, chiar și puțin profesor de știu, metoda în istorie este infernală, mai ușor te faci fizician. Da. Mai ușoară metoda în științele astea, matematică. Și pornind de la această realitate obiectivă, Partidul Comunist Român atunci era un partid de specialiști, de cadre, pentru că aceasta era viziunea Cominternului privind partidele satelit din țările care, în care funcționau secția de Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pentru că acesta era raportul de subordonare Partidului Comunist față de mari partide. Era Partidul Comunist din România. Da. Și atunci întrebarea Anei Pauc era firească.
ce v-ați aliat cu regele? Pentru că ei de la Moscova aveau viziunea lor. Clar, nu ne trebuie regele. Dar realitatea românească era alta. Partidul Comunist Român nu conta în ecuația de putere politică a electoratului românesc. Da, nu existau. Dar atât Antonescu cât și opoziția au înțeles un lucru. Că trebuia să pregătești o rezervă politică, pentru că era clar că rușii vor fi printre câștigători. Și atunci trebuia să ai în România rezerva politică capabilă să discute cu ea. Compatibil cu puterea care va domina spațiul. Foarte interesant. Da. Păi povestea profesor Buzatu la Târgu Jiu, era lagărul antifascist, în fiecare săptămână lui Antonescu îi se raporta care este starea de sănătate a liderilor comuniști. Erau de ce? Îngrijiți, erau... De ce? Da. Pentru că îți pregăteai rezerva politică. Da. Un om de stat vede dincolo de vârful bocancului. Sigur că da. Asta înseamnă omul de stat. Iar Antonescu, cu limitele sale, cu toate greșelile sale, a fost un om de stat. Absolut. A fost un om de stat. Și a asumat. Și a asumat. Și a avut curajul și demnitatea de a-și asuma totul. Da. El a spus, mai puțin crima, încolo mi-asum toate greșelile guvernării. Da. Dar Partidul Comunist Român a fost acceptat și de regele discuției, este mărturia Raul Bosic, prin Mihai Ralea și Argentoianu, să face legătura între Pătrășcanu, să întâlnește în casa lui Argentoianu cu regele și într-o altă. Pătrășcanu, prieteni cu Mocionii Stârcea. Exact. Și să face această legătură. De ce? Pentru că au înțeles că au nevoie și de aceștia în actul de guvernare. Da. Să pregătea canalul de comunicare cu noua putere care va domina spațiul. Și atunci, în momentul când s-a produs actul, pentru că a fost o alianță care nu avea niciun fel de liantă ideologică. Nimic. Blocul Național Democrat, liberalii, țărăniștii, socialdemocrații și comuniștii. Doctrinele erau antagonice. Erau antagonice. Între doctrina comunistă și doctrina țărănistă și liberală erau clar. Dar s-au aliat pentru a găsi o soluție politică în fața de tranziție, cum ar zice Ion Iliescu. De tranziție spre nicăieri. Da. Dar după 23 august s-a spart instantaneu această coaliție. Și ceea ce a avantajat pe comuniști este faptul că România la 23 august a avut loc în România o schimbare fundamentală de statut. Dintr-o țară aliată, într-o alianță, cu un statut bine definit în planul relațiilor internaționale, subiect de drept internațional, devine țară învinsă pentru această convenție de armistițiu. Este o capitulare mascată. Da. Indiscutabil. E o capitulare mascată. Da. Și țară ocupată militar. Dar au existat speranțe, totuși, de a ni se recunoaște statutul de cobeligeranți. Chestie care nici nu au stat de vorbă cu noi. Eu pun întrebare, la această speranță, pun următoarea întrebare. Cum puteau sovieticii să accepte cobeligeranța românilor în condițiile în care tu, stat învingător, pierdeai teritorii? Sigur. N-ar fi putut. Nu aveau cum. Deci noi de multe ori sunt niște iluzii care sunt luate de realități. Cum poți să crezi că s-a acordat cobeligeranța României când veneai stat învingător și l-a întrebat după aceea spuneai pierdut teritoriul? Ce stat învingător pierde teritoriul? Întreb în istoria lumii. Sigur că nu există. Nu există așa ceva. Dar pe de o altă parte te uiți la francezi, nu? Au fost unul din cele patru țări învingătoare, da? Te uiți la francezi care au ridicat mâinile în sus din prima secundă. Au avut armata lui De Gaulle. Câteva divizii. Câteva divizii. Mai puțin decât români. Problema se pune în alt plan. Nu vorbesc din punct de vedere istoric, vorbesc din punct de vedere al oftici. Oftica românului. Trebuie să explicăm. Pentru că aveau nevoie de Franța. Ca să stopeze ofensiva sovietică, să nu uităm că la sfârșitul celui doilea război mondial, Rusia avea o imagine, Rusia sovietică avea o imagine excepțională. Partidul Comunist din Franța. Sigur că da. Avea, Partidul Comunist din Franța era una dintre cele mai puternice forțe politice din Franța. Sigur, în Italia. Sigur că. Păi,
Ce ne-a aplicat Partidul Comunist din Italia era foarte puternic. Ceea ce ne-au aplicat nouă rușii, au aplicat americanii Italia. Exact același tratament de ocupație, la fel de dur. La fel de dur, ca să blocheze mișcarea comunistă. Grecii, păi, domnule, în 90 și puteai să-ți pui niște francezi intelectuali la Paris în cap dacă le ziceai ceva urât despre comunism. Nu, spuneam, nu, comunismul e foarte bun. Voi l-ați aplicat aiurea. Deci să ne înțelegem. A fost nevoie în raporturile de putere geopolitice, renașterea Franței a fost o necesitate. O necesitate și din acest punct de vedere. Asta i-a salvat. Iarăși, salvați de geografie și nenorociți de geografie alții. Da. Deci asta este. Iar partidul, că revenim la discuția, rolul Partidului Comunist la 23 august, a fost unul la fel de important ca și celelalte partide. Da. Nici mai important, nici mai puțin important. Pentru că au avut nevoie de ei și au adus contribuția în pregătirea planului, pentru că pregătirea tehnică a loviturii de stat s-a făcut de Dumitru Dămăceanu, de către generalul Sănătescu și către Emil Bodnăraș. Da, ei au pregătit tot ce înseamnă acțiune militară, arestarea, tehnica loviturii de stat. Da. Și aici sunt meritele lor. E adevărat că au încercat să creeze niște grupe de șoc prin armarea unor muncitori și că s-au creat câteva nuclee din acestea, dar ele devin mult mai numeroase după ce prezența sovietică militară este aici. În București, da. Și dacă citiți documentele SSI prin care arată modul în care se constituiau gărzile patriotice, armamentul care primeau de la sovietici, faptul că nu se subordonau decât emisarilor sovietici aceste grupe de luptă create în rândul muncitorilor români, ne dăm seama că aici se pregăteau niște formațiuni paramilitare al Partidului Comunist, care la 23 august au avut un rol nesemnificativ. Da. Nesemnificativ. Da. De ce? Pentru că la 23 august România avea sub arme 1 milion de oameni. 500 de mii, aproape mai mult de 500 de mii, pe frontul din Moldova, restul dispuși în teritoriu, în diferite formațiuni și pe frontiera de, pe linia de acoperire din Apuseni până la Timișoara, pe granița cu Ungaria. Deci asta era potențialul care l-avea România. Ce contau 200, 300, 1000 de oameni înarmați de Partidul Comunist? N-aveam nicio relevanță, sigur. Aceasta era o asimetrie evidentă a prezenței militare. Dar este vorba de propagandă. Filmele care s-au făcut, cărțile care s-au scris, s-au creat în mentalul public, colectiv, ideea că Partidul Comunist Român a jucat un rol esențial și s-a dorit acest lucru, să se mitizeze. Să se mitizeze ca să capete un surplus de legitimitate, pentru de greutate specifică. Pentru de legitimitate, sigur că da. Pentru legitimitate. Acesta este. Dar la atât se rezumă rolul lor. Însă, ceea ce este de remarcat, că după 23 august, datorită faptului că România a devenit stat ocupat și întreaga viață politică, culturală, administrativă, științifică, diplomatică, militară, se desfășura sub controlul și prin aprobările date de înaltul comandament sovietic din România. Absolut. Tot ce s-a întâmplat. Și lucrul acesta, inclusiv cifrul diplomatic, era sub controlul sovietic. Am auzit statut de țară ocupată. Asta trebuie să înțelegem foarte clar. Și au avut tot interesul să sprijine afirmarea Partidului Comunist, au creat tensiuni în societate, au creat disensiuni, au speculat orice eroare de guvernare, au fragmentat funcționarea statului român. Să nu uităm că până la Ploiești au modificat calea ferată și au dus cu ecartament sovietic și practic au rupt Moldova de funcționalitatea economică a țării, prin schimbarea ecartamentului la calea ferată. Să nu uităm că în Transilvania administrația românească s-a instalat în Transilvania odată cu acceptarea de către rege a guvernului Petru Groza. A fost un șantaj. Trec și foarte bine speculat prin clauzele convenției de armistițiu, care spunea
că comandamentele sovietice au o zonă de control exclusiv în care elimină administrația românească, da, între, da, 50 și 100 de kilometri. Păi dacă, da, plecăm de la Satu Mare 100 de kilometri înapoi, venim, trecem dincolo de Cluj. Trecem dincolo, așa e. Da, deci, așa e, așa e. Toate aceste aspecte, da, țin de modul în care au operat sovieticii pe teritoriul românesc în calitate de țară ocupantă și care au sprijinit foarte serios afirmarea comuniștilor. Și mai este și un oportunist la români. În 46, de la câteva mii de comuniști, erau 160.000 de români înscriși în Partidul, păi, Comuniști. Da, mulți, ei glumeau cu mulți, ei înșiși și spuneau, puține am fost, mulți am rămas. Rămas, da. Da, da. Capitane, nu fi trist, da, dar da, merge înainte prin Partidul Comunist, nu? Da, 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 da. Au intrat în folclor. Da. Dar, într-adevăr, și asta poate este bine. Ori, lucrurile acestea au intrat în opinia publică, mentalul colectiv, da, da, ca fiind niște realități. Da, da, da. Dar poate că este bine să le subliniem. Spuneați dumneavoastră cât de bine pătrunseseră. Păi, nu numai că veneau cu sfaturi și cu idei. Nu! Se ocupau operativ. Spuneați de cifru, că era sub controlul lor. Nu numai atâta. Principalele servicii din serviciile de informații românești aveau la comandă ruși, de-a dreptul. După ce guvernul Groza a fost instalat la conducerea statului, accesul și controlul Partidului Comunist asupra societății românești, administrației, aparatului tehnic, aparatului administrativ, aparatului poliționer și a serviciilor, a devenit în ceea ce mai clar. Dar nu numai Partidul Comunist, sovieticii direct, păi, în zonele foarte sensibile, nici Partidul Comunist nu avea acces, pentru că erau direct sovietici implicați acolo. Situația, că așa, aceasta, au apărut și primele naționalisme de tipul deși și continuate după aia de Nicolae Ceaușescu. Nemulțumirile au venit și din zona asta. Am apucat în viață ofițeri de securitate mai în vârstă care au apucat sau intrat în meserie în vremea consilierilor sovietici, care de fapt nu erau consilieri, erau șefilor. Da. Nu, mecanismul sau sistemul consilierilor sovietici, e clar, a fost introdus în România la solicitarea guvernului român. A, da. La solicitarea guvernului român. Asta, s-au cerut specialiști. Da, da, și acei, da, specialiști, da, au venit pentru toate domeniile de activitate, da, de la Banca Națională, da, până la cea mai, da, da, umilă, măruntă, instituție. Activitate, din, da. Inclusiv servicii și toate celelalte. Da. Da, dar asta este rezultatul intrării României în sfera de influență sovietică, da, și instaurării regimului de și tip imediat s-a în intrat România în etapa, ca și astăzi, dacă o ilalți, a trimiterii la studii. Normal, normal, formarea. Atunci ai format la Moscova, acum ai formăm în, formăm dincolo, în partea, da, cealaltă. Iar formarea asta, să nu-și imagineze cineva că privea numai, cum spuneți dumneavoastră, meseriile mai sensibile. Și recrutarea. Nu și recrutarea. Recrutarea, nu, și inginer de industrie ușoară, inginer de petrol, da, și gaze, inginer hidrotehnică, fostul nostru președinte Ion Iliescu. Da. Își pregăteau oameni pentru toate domeniile. Da. Lucrurile acestea se fac, se practică de marile puteri sau practică. Sigur, nu e nimic atunci nou. Se practică acum, deci nu e nimic. Toate sunt vechi, numai fraierii sunt noi, cum se spune. Românii, da, oamenii refuză să învețe din greșelile trecutului. Și vedeți, domnul profesor, și dacă le aud, că este lucruri pe care oamenii probabil le-au mai auzit. Pe la o terenciclopedia, pe colo, pe colo, pe colo, pe colo. Dar nu știu, ne lipsește capacitatea de a recunoaște simptomatologii ale unor boli pe care le-am mai avut. Da. Nu știu de unde Dumnezeu ne vine neputința asta, care e umană, nu cred că e românească. E a speciei umane. Este umană, este umană și există o comoditate. Uh-huh. O comoditate în a aborda în mod obiectiv și critic și lucid gândirea critică, ceea ce se întâmplă da, și avea, da, curajul de a-ți, da, asuma istoria. Da, da. Atât timp cât nu ai curajul să-ți asumi istoria, să-ți asumi trecutul, să-ți asumi greșelile cu bun, cu rău, da, ceea, da, ce înseamnă, nu ai cum să ajungi la concluzii valabile. Nu poți să te însănătoșești. Nu poți să, da, te însănătoșești. Da. Astea sunt lucrurile, cum să spun, truisme deja. Da, 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 da. Deci, dumneavoastră, spuneți că nu ar fi fost câtuși de puțin o soluție ca România să încerce să aibă un statut de neutralitate
înainte de România a încercat un statut, să obțină statut de neutralitate. În primul război. Nu în primul război, înainte, chiar în momentul când, după cucerirea independenței. Da. Din perioada ultimele decenii ale secolului XIX. Și nu. Nu s-a putut. De ce? Pentru că România reprezintă, din punct de vedere geopolitic, o placă turnantă esențială pentru controlul Balcanilor și a sud-estului Europei. Da. Atunci, pur și simplu, noi cum să stai în afară. Nu este Elveția să nu prezinte interes militar și geopolitic. Pentru că într-o țară de muți nu prezintă mare interes. Dar aici, cine controlează gurile Dunării, controlează Dunărea până în Germania. Da. Cine controlează Carpații, controlează Balcanii. Balcanii, da. Și atunci, fie că puterea vine din Occident, fie că vine de la răsărit, interesul este la fel. E același. Este același. La fel de este același. Cât a înțeles, din câte știți dumneavoastră, bineînțeles, cât a înțeles regele Mihai? Cât a înțeles din actul ăsta? Cât a fost influențat de apropiați? Cât a înțeles asumat din posibile consecințe ale actului de la 23 august? Că mă refer la prezentul lor de atunci. Da, la prezentul de atunci. Sigur că da. Evident că regele a fost în mijlocul unor dispute și a unor puncte de vedere diferite. Și a fost influențat de aceste opinii. Pe de altă parte, el nu a avut o experiență politică, e clară. Da. N-a avut nici constituțională, nici în plan militar. Și atunci, dumneavoastră, credeți că a acționat mai mult emoțional? Adică să credem în teza aia că Mareșalul Antonescu îl trata cam de sus, așa, Mareșalul și că pur și simplu... Mareșalul Antonescu avea vorbea despre sine cam la persoana a treia. La persoana a treia. Ceea ce denotă o anumită, nu știu dacă aroganță, aș refuza să folosesc termenul ăsta, ci o supraestimare, să spun. Supraego. Un supraego. E ca orice personalitate istorică. Ca orice personalitate istorică și ca orice om obișnuit să comande exact. În timp. Și e și deformarea profesională. Este și o deformare profesională. Pe de altă parte, nu este lipsit de importanță să spunem faptul că Mareșalul Antonescu considera că regele încă nu are maturitate politică. Nu e copt. Politică, nu este copt. Da. Nu este copt. Da. În aceeași timp, trebuie să vedem și grupul de influență care a acționat asupra regelui Mihai, mai ales prin Grigore Niculescu Buzeș, carierist foarte ambițios, despre care... Un playboy. Playboy, de fapt, așa. Da. Ca și Mocionis Târcea. Și ceilalți și erau... E o gașcă de băieții acolo, de tineri care trăiau plăcut. Fil occidental, da. Despre care Panfil Șeicaru spune că au fost niște ambiții scelerate din partea lor. Da. Asta este caracterizarea care face Panfil Șeicaru. De ce? Pentru că ei au luat drept realități niște ipoteze. La 23 august, regele tatona foarte clar, mai ales în 22, când l-a trimis pe Mihai Antonescu, l-a chemat pe ambasadorul Turciei la Consiliul de Miniștri și a spus: vrem să facem armistițiu, anunțați ambasadorii Rusiei, Angliei, Franței să discutăm condiții de armistițiu. Deci, Mareșalul Antonescu pregătea armistițiu. Pe de altă parte, și opoziția pregătea armistițiu. Da. Dar România a luat decizia încetării războiului și ieșirii din axă pe baza unor ipoteze, nu unor documente și a unor angajamente scrise. Aici este marea eroare de analiză și de execuție a celor care au pregătit acum. Cum ar fi trebuit să iasă, domn profesor? Sau, mă rog, cum ar fi fost mai bine? Intrăm într-o istorie factuală. Intrăm iarăși în istorie factuală. Da, așa e. Discutăm ceea ce s-a întâmplat. Au luat drept realități iluziile. Da, da. Nu aveam nicio garanție. De fapt, nu aveam nicio garanție de nicăieri. Nu aveam nicio garanție. Că nimic. Nu aveam niciun angajament clar, nici din partea sovieticilor, nici a britanicilor, nici a americanilor, referitor la condițiile armistițiului. Erau cele 6 condiții spuse în aprilie, transmise în aprilie către Antonescu, cu care Antonescu, pe 22 august, a cerut scrisoare de
de garanție din partea partidelor istorice, al Maniu și Brătianu, care au zis că sunt de acord și cu care... A fost Maniu de acord? Parcă nu l-au găsit acasă. A fost nu, de acasă, Brătianu n-a fost acasă. A, Brătianu n-a fost acasă, da. Brătianu n-a fost acasă, Maniu, da. Și cu aceasta... Și-au pus piciorul în gips. Și-au pus piciorul în gips, exact. Și atunci l-au lăsat, cum să spune, așa vorbim neacademic, în Opsai, și s-a dus la aparatul regal și acolo în discuția tensionată, când s-a zis, domnule, facem armistițiu, nu avem condițiile de a face armistițiu, nu putem, Antonescu, în mod obiectiv, vreau, dar nu avem tehnic condițiile discutate, cele 6 puncte care ne le-au transmis sovieticii trebuie materializate. Nu pe vorbe, ci prin angajamente, prin lucruri foarte ferme. Ori, ce au decis ei? Nu, îl arestăm pe Antonescu pentru că noi facem armistițiu. Nu s-a făcut niciun armistițiu. Pentru că România se ducea la aceste negocieri cu niște aturi geopolitice și economice și militare. Erau 1 milion de soldați români. Da. Erau aliniamente strategice de valoare europeană. Dunărea, Focșanul, Oasa, Brăila, aliniamentul Carpaților, care ar fi necesitat eforturi uriașe pentru depășirea prin efort militar. Erau consecințe privind dezastrul asupra țării. Da. Dar, din punct de vedere militar, însemna o prelungire foarte importantă a războiului. Da. Aveam vreo 6 luni, spuneți dumneavoastră, istoricii. O să discutăm și teza asta. Erau cele 259, aproape 260 de tone de aur din rezerva tezaurului românesc. România, în timp de război, și-a sporit tezaurul cu care putea să susțină războiul. Erau rezervele agroalimentare pline. În România, în 43, n-a mai fost cartelă de pâine. În Franța se murea de foame și în Grecia. Da. Și în România era pâine la liber. Deci aveam niște aturi cu care se putea negocia. În momentul când s-a decis în mod unilateral, fără niciun angajament ferm din partea adversarilor, încetarea armelor, mințind că aliații ne-au acordat clar, ne oferă garanții. Ne oferă garanții că ne acordă independența și toate celelalte, că declarația aceea a fost o declarație de intenție, n-avea nici în spate niciun fel de angajament real. Și atunci, domn profesor. Și atunci, unde ne aflăm? A fost ușurință sau trădare? Putem folosi cuvântul trădare. Irresponsabil. Da. Din ușurință. Din ușurință sau din au executat ceva venit de undeva? Există informații? Ipoteza rămâne în picioare, nu avem. Există doar ipoteza. Ipoteza. Este o ipoteză. Pentru că a fost un gest premedit, pripit. Fără nimic concret în spatele lui. Mai ales că este o certitudine faptul că grupul ăsta al puciștilor, să le zic, a fost un puci, a fost o lovitură de stat, grupul ăsta al conspiratorilor, să le spun, s-au grăbit să n-apuce mareșalul Antonescu să încheie armistițiul în condițiile care ar fi obținut. Există acea declarație foarte interesantă a lui Maniu în ședința guvernului în 15-16 septembrie 44, după ce delegația română a venit noaptea 12-13 septembrie, s-a semnat convenția de armistițiu, a venit și a prezentat o dare de seamă în fața guvernului cum au decurs negocierile privind semnarea convenției de armistițiu. Și atunci Maniu a făcut următoarea afirmație. Dacă știam că acestea vor fi condițiile armistițiului, nu-l mai sfătuiam pe rege să-l aresteze pe Antonescu. Da, nu știam. 23 august 1944, documente sunt cele 4 volume, apărute înainte de 23 august, și acolo este toată această stenogramă. Da. Formidabil. Da. Deci asta imediat, la 2 săptămâni. Și iarăși vă mai dau un argument. Când s-au discutat la Moscova, de fapt nu s-au discutat condițiile armistițiului, s-au impus. Pentru că... N-a stat nimeni de vorbă cu delegația, au povestit. Există stenogramele publicate. Da. Și întrebat de către Pătrășcanu, Pătrășcanu l-a întrebat pe Molotov, de ce sunt condițiile acestea, care sunt alte decât cele discutate cu Antonescu? Răspunsul a fost, Antonescu reprezenta poporul român, dumneavoastră, o aventură. Da. Deci a fost o aventură? Declararea unilaterală armistițiului. Da. Care ne-a aruncat într-o situație foarte complicată. Da.
În primul rând, eu mi-am pus întrebarea, din punct de vedere tehnic, militar, care a fost sentimentul soldatului român, care pe 23 august 44, ziua, a luptat alături de nemți împotriva sovieticilor și lupta de, din 41, și seara, la ora 22, a doua zi pe 24 august, cel cu care sângerase împreună, dintr-o dată a devenit dușman. În ce condiții? În condițiile în care frontul româno-german era unul întrepătruns între mari unități și unități. Armata 3 română al Petre Dumitrescu era în Basarabia cu armata 6 germană și armata 8 germană cu armata 4 română de la Iași spre Bucovina, în stânga până pe Carpați Orientali. Luptau. Da, și... nu-mi pot imagina. Ce s-a întâmplat? Nu, chiar nu-mi pot imagina. Ce s-a întâmplat cu soldatul român? Am publicat la, în 2005, 23 august, în Prahova, documente, cu documente referitoare la acțiunea de luptă din august 44 din Prahova. Și este acolo un schimb de replici între generalul comandului general român Toma cu Cuderna, generalul diviziei 5, aparent terian de la Ploiești, și spune: domnule general, retrăgeți-vă. Ah, da. Retrăgeți-vă. Da, da, și le-a spus un soldat german, nu poate să plece. Retrăgeți-vă. L-a rugat general. Erau prieteni. Erau amici. Erau, l-a rugat. Da, plecați, da, pentru că urmează să închid trăcătorile. Da, da, și n-a plecat. Da, da, da. N-a plecat. Da. Bine, nu putea să plece că l-executa Hitler. Dacă da, sigur că da. Că el știa foarte bine ce valoare excepțională avea Ploieștiul pentru industria de război germană. Da. Deci, și consecința, 130-170 de mii de soldați români au căzut prizonieri după 24 august la sovietici. Da, pentru că ai lăsat armata română într-o situație într-o situație militară catastrofală. Provoci, ceri soldaților tăi să nu mai lupte cu inamicul când acela este în ofensivă. Ofensiva declanșată de 1 milion de soldați, cele două fronturi sovietice, 3 și 2 și 3 ucrainean, însumau circa peste 1 milion de soldați, aflați în plină ofensivă. Și tu îi ordoni, nu mai luptați, trăgeți-vă, retrăgeți-vă. Unde te retragi? Care sunt culoarele pe care se retragi? Care e spațiul care tu rămâi și celălalt trece pe lângă tine? Pentru că asta însemna condițiile tehnice al armistițiului de care spune Antonescu. Da. Trebuie să discutăm condițiile tehnice, nu poți face armistițiul. S-a întâmplat de Xerox, s-a întâmplat cu ce s-a întâmplat cu armata țaristă în primul război mondial. Când s-au prăbușit frontul. Deci, au plecat acasă soldații ruși. Era oboseala războiului, erau oboseala războiului, cu toate astea. Dar soldatul român n-a părăsit frontul. Da, nu l-a soldatul părăsit. Român, prin ordinul comandantului capului oștirii, a fost lăsat de izbeliște. Da, a fost lăsat de izbeliște. Sunt niște memorii a unor ofițeri români care au mai supraviețuit și lagări care au povestit povestit, au luptat în Basarabia cu sovieticii până pe 25, 27, 28 august. Ei n-aveau legături cu comandamentele din țară, nu știu ce se întâmplă, și fragmente din armata, din unități și mari unități române s-au bătut și au căzut împrijonat în Basarabia, luptându-se cu sovieticii. Stalin, ce a ordonat în seara de 24? Continuați ofensiva? Sigur că da. N-a spus. Nu, bă, n-a spus. Aveți grijă de români. Da, oricine ar fi fost în locul lui Stalin, ar fi oprit ofensiva? E simplu, domnul profesor. Acum era să înțeleagă oamenii elementar. Mai exact. Trebuia este ca și cum eu stabilesc cu dumneavoastră, batem palma că vă vând casa, dar nu stabilim nici preț, nici nimic, și vreau să veniți și luați casa, la revedere, mi-ai vândut-o. Da. Ca să ușurez înțelegerea. Deci... Da, deci rămâne să aflăm dacă a fost trădare, dacă a fost o trădare prin ușurință sau din motive mult mai grave. Din irresponsabilitate, din ambiții sau din interes. Sau rău reintenție. Da. E o întrebare, o ipoteză la care istoria se va încerca. Trebuie să răspundă, da. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult. Nu încheiem emisiunea noastră înainte de a aminti celor care se uită la noi că în data de 19 august, peste câteva zile, editura Evenimentul și Capital va lansa și va fi pe piață cartea 23 august 1944, Legende și adevăr, controverse și evaluări, o carte despre, așa cum am titrat noi în emisiunea noastră, Misterele lui 23 august 1944. Vă mulțumesc foarte mult
și aștept să ne revedem, poate o mai lămuri și noi ceva sau măcar le aducem aminte oamenilor că există niște semne de întrebare, că e mare lucru și asta. Mulțumesc frumos, domn profesor, Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută să ne vedem sănătoși.